Bună! Vreau să vă spun câteva lucruri despre managementul reputației online. O să iau câteva studii de caz și o să încerc să vă fac mai clar la ce se referă managementul reputației online. În primul rând, oamenii se duc și caută la Google numele vostru, poți să-l scrie cu ghilimele sau fără și obțin niște rezultate. Și ca primul lucru pe care trebuie să vă faceți în managementul reputației online ar fi să vă scrieți numele vostru la Google. Dacă aveți un nume mai rar, puteți să scrieți niște lucruri de genul să adăugați o meserie pe care o faceți sau să ziceți cu ce sunteți cunoscuți pe internet. Da? De exemplu, poate să fie doctor Nicolae Iordache Iordache sau poate să fie specialitatea în care sau alte lucruri. De exemplu, numele Nicolae Iordache l-au și alții, dar Nicolae Iordache Iordache e mai rar. Și atunci scrieți numele în așa fel încât, de exemplu, dacă pe mine m-ar chema Ion Popescu, aș scrie doctor Ion Popescu sau doctor, nu știu de care, cardiolog Ion Popescu sau doctor Ion Popescu, spitalul X, da? Lucruri de genul ăsta care te ajută să te identifici. După aia te puși și te uiți. Nu sunt așa multe variante, adică nu trebuie să scrieți toate lucrurile posibile. Meserie, loc de muncă, poate să fie localitate, Ion Popescu din anumit oraș, așa. Deci scrieți asta și, pur și simplu, vă uitați peste rezultate și vedeți ce rezultate obține și vă uitați peste ele. Și vom încerca să vedeți care sunt lucrurile despre care ați vrea să nu mai fie și uitați-vă pe lucrurile pe care ați vrea să le adăugați. Puteți să căutați așa, fără ghilimele sau cu ghilimele, numele vostru. Puteți să căutați, să adăugați o altă funcție, da? Ceva. Și vă uitați peste rezultate. Cel mai bine ar fi ca prima pagină de rezultate să fie lucruri care sunt în controlul vostru. Adică, dacă scriu cu ghilimele, toate profilele astea ar trebui să fie lucruri fiecare, fie le-ați creat voi, fie pe care într-un fel sau altul puteți să le controlați. Puteți să controlați o parte din lucrurile care sunt pe prima pagină. Da? Mă uit pe aici. În principiu sunt conturi și site-uri de ale mele sau la care am contribuit sau și pe care eu le controlez pe prima pagină. Și după aia poate să fie și altceva. Și cum faceți asta? Este pur și simplu vă faceți o prezență pe online. De exemplu, eu am un blog, încă unul, am prezență pe Facebook, LinkedIn și alte rețele sociale și am mai contribuit pe câte undeva. Nicolae Iordache Iordache are prezență pe blog, pe alt blog, are o prezență mai mare în alte resurse online. Are prezență pe rețelele sociale. Deci ceva în genul ăsta. Vă ajută foarte mult să aveți un blog sau un site propriu, prezență pe niște rețele sociale și să aveți prezență în publicații de domeniu. Da? Pe anumite site-uri. Scrieți un articol, dați un interviu, răspundeți la niște întrebări. Vă ajută. Contează mult prima pagină. E prima impresie. Nu puteți controla tot ce apare pe internet pentru numele vostru, dar prima pagină ar trebui să fie în controlul vostru. Bun, ăsta e primul pas. Ce apare la Google? Site-ul, rețelele sociale, prezența în alte site-uri, prima pagină. Pentru căutările cele mai comune, nu trebuie pentru orice căutare. Dacă mă apuc să scriu aici tot felul de lucruri, o să găsesc alte rezultate. Dar în principiu pentru nume, nume plus funcție, nume plus oraș, nume plus ceva care este cunoscut foarte mult, pentru asta ar trebui să aveți în controlul vostru prima pagină de rezultate la Google. Ok. Apoi, intrați pe Facebook. Sugestia mea este să verificați cum arată, deci, profilul vostru din public. Adică, fără să fiu prieten cu Nicolae Iordache, eu așa văd profilul lui. Da? Am intrat aici de pe un alt cont, nu este contul meu personal. Am intrat de pe un alt cont ca să vă arăt cum arată contul Nicolae Iordache din alt cont. Și faceți și voi testul ăsta. Rugați pe cineva care nu sunteți prieteni pe Facebook să vă intre pe cont sau pur și simplu vă faceți un cont și după aceea puteți să-l ștergeți. Doar ca să vedeți cum arată contul. Mai simplu decât asta, aveți aici opțiune
Deci vizitați pagina profilului vostru și aveți opțiunea asta, View As. Și atunci poți să vezi ca public sau dacă vrei poți să vezi ca o persoană specifică. Ei, ce să faceți la un cont? Uitați-vă la lucrurile pe care le-ați partajat. Vedeți cum vede public, ce e public și ce e privat. De exemplu, poți să iei în considerare dacă publici sau nu lista de prieteni. Dacă poate oricine de pe internet, fără să fie prieten cu tine, să-ți vadă lista de prieteni. Sau dacă, chiar dacă e prieten, poate să-ți vadă prietenii, trebuie să te gândești sau nu dacă faci asta public. Anumite poze, anumite informații de la About. Gândiți-vă, aici nu e o atât de mult tehnic, cât e o parte umană. Vreau eu ca cineva care nu mă cunosc pe internet să poată să vadă lista mea de conexiuni. Vreau eu ca cineva să vadă absolut toate pozele pe care le-am făcut eu, oricât de vechi ar fi. Da? Vreau eu ca lista mea cu cărți preferate, filme pe care le-am văzut să fie disponibile în mod public. Trebuie să vă gândiți la lucrurile de genul ăsta. La fel pe LinkedIn. Poți să mă duc la Google să caut așa, obțin rezultatul ăsta și ăsta așa arată profilul de LinkedIn, fără eu nici măcar nu trebuie să am cont. Nici măcar nu, dacă eu caut așa, nici măcar nu știe că eu am intrat și am văzut profilul. Da? Așa arată dacă am cont și sunt prieten. E o chestie diferită. Și ca să vedeți, ca să faceți setările, faceți așa. Vă duceți la profil și aveți opțiunea asta, Manage Public Profile Settings. Și aici vă stabiliți. Vreau să fac profilul privat sau public. Dacă îl fac public, ce anume fac public și ce anume păstrez privat. Da? Vă sfătuiesc să faceți setarea asta. Încă un aspect. Aveți pe undeva lista de contacte. Ce e public și ce, dacă lista de conexiuni e public. Da? Vă duceți la Profile, Edit Profile și aveți la Connection Customize Visibility. Și trebuie să vă gândiți dacă vreți să faceți lista voastră de conexiuni publice. Nu știu, luați o decizie dacă e relevant sau nu pentru voi să faceți lista de conexiuni publică. Cine poate să vadă? Pac. Și am zis că conexiunile mele sau numai eu. Și aici trebuie să vă gândiți dacă, pe care variantă mergeți. Așa arată profilul meu în mod public. Am destul de multe lucruri lăsate liber. Ok. Puteți să mergeți la Google să căutați online reputation tips pentru alte sfaturi pe tema promovării pe internet. În principiu, lucrul care ar trebui să vă preocupe cel mai mult ar fi site-urile și blogurile pe care contribuiți să scrie lucruri care să reflecte personalitatea voastră. Da? Apoi, când caut la Google, prima pagină de rezultate să fie în controlul vostru. Apoi, prezența pe rețelele sociale să... Ce puteți să fiți conștienți? Să fiți conștienți că cine poate să vadă lista voastră de conexiuni, cine poate să vadă fotografiile voastre, cine poate să vadă lucrurile pe care le-ați partajat. Succes!